Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu zic să rămânem în continuare în aceea zonă a educației, copii, ce se întâmplă. Aici Luca e specialist. Da. Luca se pricepe foarte bine. Da, și eu avea ceva de spus. Și eu aș avea ceva de spus, dar Luca mă ia de departe. Și mai mulți copii, normal. Studiu cu concluzii dramatice. Stați să vedeți ce ne bucurăm acum. Un studiu cu concluzii dramatice. Mai mult de jumătate dintre copiii din România și-ar dori să plece din țară și să se stabilească undeva peste hotare, arată acest studiu, sondaj făcut de organizația Salvați Copiii, citat de news.ro. Vor să-și ia câmpii, cum ar veni. Să vă văd peste 10 ani. O treime dintre copiii români și-ar dori ca măcar studiile să și le facă în străinătate. Apucați-vă să puneți bani deoparte. Printre principalele motive care i-ar determina să emigreze se numără oportunitățile legate de educație, 26%, neîncrederea sau nemulțumirea față de condițiile de viață din România, 21,9%, 22%. Ăștia stai în eroare. Arată studiul citat. În ultimii 20 de ani, numărul copiilor din România a scăzut cu mai mult de 1 milion. De la aproape 4.800.000, cât erau în urmă cu 20 de ani, la 3.740.000, mă rog. Și eu deci privesc asta. Deci nu vorbim cu... de natalitate, ci vorbim de... Că ba și de natalitate. Au mai și plecat din ei. Dar au mai și... În, mă rog, nu știu, copiii minori pleacă. Dar ideea este... Pleacă cu părinții care își aleg destinul de... Și așa, sau când pot să se ducă să studieze în străinătate, foarte mulți dintre ei se duc să studieze în străinătate. Și oricum, intenția de plecare este la mai mult de jumătate. Acum, că nu toți și-o pun în practică, e firesc. Dar intenția de plecare este la mai mult de jumătate. E deja o normă socială, nu mai e o modă. E mai mult de jumătate, vor să plece. Cumva, pentru că nu mai au încredere în viitorul acestei țări, asta înseamnă, așa se traduce. Și mai o chestie, eu visam la un moment dat să pot să mă duc să lucrez și să pot face bani de oriunde din lume. E celebru vis în care te duci cu un laptop undeva pe o plajă sau oriunde, în orice oraș al lumii și poți să faci treaba asta. A fost mai greu pentru generația noastră, dar nu e imposibil de la o anumită vârstă încolo, dar pentru tinerii de astăzi lucrul ăsta e posibil. S-ar putea să mai schimbe lucrurile, pentru că numai anumite joburi permit asta. Așa este, dar știi cum e, te uiți și vezi și te gândești că poate eu aș putea să fac chestia asta. Da, în afară de multe companii revin la programul de lucru în birouri. Pe cheamă înapoi. Inclusiv pe IT-ști. Pe cheamă măcar câteva zile pe lună sau pe săptămână. În afară de mirajul ăsta al plajei, de care până la urmă ți se ia, că nu, cât să stai aici pe plajă cu laptopul sau la piscină. Try me. O lună, două, trei, cinci. Așa. În rest, nu e nici... În puține locuri de pe planeta asta, cred eu că e mai bine decât la noi. Mă refer la un cumul de factori. Adică, la noi nu există atentate, violență. Vezi că l-au împușcat pe unul aseară, pe la Atena a fost o răfuială între mafioși, l-au mitraliat pe unul în mașină. Adică... Da, mă, și la noi l-au aruncat în aer în Arad pe unul. Sau l-au omorât pe omul de afaceri în Sibiu. Hai mă, că au fost două incidente. Sunt excepții. 20 de ani. Deci nu suntem o zonă viața conflictuală. Viața este ieftină. Oriunde te duci, până la urmă, costurile sunt mult mai mari. Costurile traiului. Sunt unii care spun că mâncarea în Germania costă cât mâncarea în România. Numai că România state venituri. În rest, chirii și așa mai utilități și alte alea sunt incomparabil mai mari. Caterinca nu există. Deci, asta Caterinca, dacă am putea să mâncăm Caterinca... Azul de la noi și nu poți să stai și să trăiești numai din a asculta deșteptarea sau podcastul deșteptarea, adică mi se pare prea puțin. Dar ce faci dacă valul ăsta se duce masiv încolo și uite că mai sunt, așa mai sunt și prietenii pe care îi lași acasă și de care ți-e dor, rude și așa mai departe. Dar ce faci dacă ei pleacă în grup? Uite, sunt o gașcă dintr-o clasă care pleacă, își vorbesc și pleacă toți în Anglia. E foarte greu să răzbești în grup acolo. E foarte greu. Uite, cred sigur că se găsesc acolo și se formează niște mici comunități. Cred că motivul pentru emigrare se schimbă încet, încet. Nu se mai emigrează, nu se mai pleacă din România de pentru foame. Motivele pentru care se pleca în urmă cu 20 de ani. Când se pleca, într-adevăr, de foame, de sărăcie. România, în urmă cu 20 de ani, era foarte diferită de ce avem acum. Dar acum se pleacă pentru oportunități de carieră și pentru ceea ce în România încă nu există, și anume o calitate a vieții care este mai ridicată în vest.
Adică aici, da, sunt foarte multe oportunități, o să progresezi foarte repede. O să câștigi bine, sunt domenii în care poți câștiga bine, dar nu ai aceleași servicii publice, nu ai aceeași educație pentru eventualii tăi copii, nu ai aceleași servicii în sănătate, nu ai aceeași calitate a aerului, nu ai aceleași posibilități de petrecere a timpului liber și așa mai departe. Oamenii au început să aștepte o calitate a vieții mai mare. Da, dar uite, sunt locuri, de exemplu, în Anglia, sistemul medical este super criticat și oamenilor nu le convine deloc ce se întâmplă acolo. E poate mai rău decât la noi. E gratuit complet, dar sunt cozi, termene de așteptare foarte lungi și așa mai departe. Iar în România sunt locuri, uite, Timișoara, unde am fost noi, Iași, București. Noi am fost în Timișoara, în centru. Cluj. Sunt niște orașe unde... Dacă vorbești cu timișoreni, eu o să spună, voi ați fost în centru. Poate fără. Ia veni să eu nu spun acum că pentru toată lumea, nu spun că sunt, nu e Dubai. Da. Dar zic, pentru tineri, au o perspectivă de a trăi în centru, în Timișoara. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Eu am ales să rămân în țară. Adică am avut oportunitatea să plec, am lucrat afară și m-am revenit de fiecare dată. Mie îmi place în România, adică nu pledez în niciun caz pentru a pleca din România, dar constat ce se întâmplă. Dragi prieteni de pe recepție, ați vorbit cu copiii voștri? Sau dragi copii care sunteți pe frecvență? Frățiorilor, plecați, nu plecați, ce vreți să faceți? Iar voi, părinți, ce îi sfătuiți? Sau bunici, ce îi sfătuiți pe cei mici care vor să plece? 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne care sunt planurile, unde, dacă e de plecat și de ce. De ce afară, de ce nu aici? 0372069599, numărul nostru de telefon și mesaj audio pe WhatsApp, dacă vreți. Bine, sunt 0728-3132. Sunt și oportunități în țări care sună așa spectaculos. Te duci și studiezi la Londra și, cum spuneai tu, Londra îți oferă cu totul altceva și cultural și așa mai departe. Olanda, am văzut că mai nou e foarte apreciată de tinerii români și așa mai departe. Adică sunt locuri mult mai spectaculoase. 0372069599. Mi-ar fi plăcut să studiez la Londra. I-aș fi văzut pe Coldplay până acum, așa? Da, i-am așteptat la București anul ăsta. Cred că am putea face toată emisiunea pe tema asta, la cât de multe mesaje sunt și cât de variate. Uite, o să încep cu unul venit din Spania, de la Doina, ea spune așa. Copilul meu, după ce a trăit 23 de ani în Toronto, Milano, Londra și Rotterdam, s-a decis că vrea să trăiască în București. Eu sunt încă dezamăgită de decizia lui și am spus că n-am să-i sponsorizez acest moft. Are 26 de ani și lucrează în București după ce a absolvit cele mai bune școli din lume pe banii mei. Eu acum trăiesc în Valencia, unde costul vieții este jumătate din costul vieții din România și unde serviciile medicale sunt mai bune decât în orice altă țară în care am trăit. Și am și plajă, acum sunt 20 de grade. Am încercat să mă întorc în București, dar din punctul meu de vedere există o ostilitate la adresa celor din diaspora. Nu cred că asta ți s-a părut. Deci iată fiul ei care a perindat toate continentele. S-a întors acasă. Mai știu cel puțin două cazuri de copii din familii de români, dar copii care au crescut în Occident și care sunt români așa, numai ca proveniență, ca origine familială. Dar ei, de fapt, și care vin să studieze în România, să încerce să înțeleagă mai mult din România. E foarte interesant. Dar să știi că sunt și cazuri care au studiat acolo și nu se adaptează la România pentru că sistemul cumva îi respinge. Da, e complicat uneori să revii. Pe de altă parte, iată... Hai să luăm telefoane și mesaje, sunt multe. Ariana din Timișoara, de 12 ani, spune că intenționează să plece în Anglia sau Coreea de Sud ca să poată merge la Facultatea de Arte și chiar să facă sport. Ariana are, iată, 12 ani. Cool. Salut, Europa FM, sunt Adrian din Prahova și eu îl sfătuiesc pe fiul să se ducă unde o vedea cu ochi. Deci el sfătuiește De ce? Asta ne interesează. De ce? Nu doar afirmația. Haideți să vedem telefoane. Gigi, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Neața. Te ascultăm, da, te rog. Băi, eu discut cu băiețul meu de vreo 5 ani de zile să plece. Câți ani are? 16. Ok. E în clasa 10. Deci tu încerci să-l determini pe el să plece? Nu-l determin. Vreau doar să-i spun care sunt diferențele între a sta aici și a fi afară. Și singurul lucru care mă sperie în clipa de față în România sunt serviciile sociale și serviciile medicale. Da, ai lucrat afară? Adică ai experiență? Ai stat afară? Da. Și dacă n-aș fi lucrat, aș fi fost probabil decedat în clipa de față. Aha. Deci ai avut o experiență medicală salvatoare cu sistemul medical? Da, pe scurt, acum 3 ani de zile m-au depistat cu cancer în fază terminală. Și te-au salvat străinii. Tratat ca pe unul de-al lor, fără să plătesc
mai mult de 50 de euro la spital după 4 operații zdrave. Da, dar asta a fost o experiență limită. Mă bucur că ai trecut peste ea, dar poate copilul tău nu o să ajungă în situația asta limită, sunt, nu? Sunt de acord, dar când vezi un spital în care există taxiuri în interiorul spitalului, când vezi câte tomografe sunt și sunt toate funcționale, când vezi că ai programare la și jumătate și intri la și jumătate și nu este îmbulzeală. În ce țară se întâmplă asta? Olanda. Mulțumesc foarte mult. Olanda este un vârf al civilizației. Pe de altă parte, nu putem să nu remarcăm. Mă, totuși, în 30 de ani s-a construit un singur spital în țara asta. Statul a construit un singur spital. Da, dar am mai făcut și privații unul și... Nu? Bun, dar măcar să lasă și okay, o să mai fie bun, și dacă... Bine, nu poți să construiești spitale, ok, lasă, privatizează sistemul și lasă privații să construiască, pentru că privații ar construi, dar statul, adică de fapt politicienii, paranteză aici, nici nu vor să privatizeze, că ei folosesc sistemul de stat ca să-și tragă șperțuri și bani, adică nici nu ne lasă să trăim, nici nu ne lasă să murim. Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, domnilor! Vroiam să vă spun despre cei doi fii ai mei, care lucrează la București, la două multinaționale. Sunt foarte bine plătiți, dar cel mare, la un moment dat, mi-a spus că, tată, e foarte posibil să vreau să plec din România pentru aceleași motive care au fost expuse mai devreme, adică cele medicale. A avut nevoie de mers la un medic în București, la urgență, a stat 4 ore. La Galați, din Galați sunt, se stau și 6 ore la urgențe. Să știți și... că primim semnale și avem știri din țări precum Anglia, de exemplu, unde la fel se așteaptă foarte mult ca să ai acces la un medic. Și, deci nu peste mare, tot e ideal sistemul medical în străinătate. Sunt perfect de acord cu lucrul acesta. Doar că el și-a îndreptat atenția undeva spre Statele Unite. Nu știu dacă va fi să plece, dar ca iar o ipoteză... Statele Unite va plăti de asigurări de sănătate foarte mari ca să aibă acces la servicii medicale. E adevărat, cele mai bune din lume. În domeniul high-tech și probabil că acolo a lucrat tot la fel pe bani foarte mulți. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ne scrie Adrian din Göteborg. Zice, locuiesc aici de 14 ani. Anul ăsta am primit un student din România care studiază la universitatea de aici din Göteborg. Nu are caiet, nu are pix, nu-l văd să învețe cum obișnuiam eu pe vremuri. În schimb, în fiecare seară se joacă în rețea cu colegii lui un joc ceva gen război, câte 4-5 ore pe zi. Vestul nu e doar muncă. Așa cum zicea Luca, lipsește Caterinca și e foarte adevărat. Robert, bună dimineața. Bună, Robert. Bună dimineața! Am deci experiență personală din vara asta. Am fost cu fiul meu, clasa 11-a, să-l înscriu la un liceu de top din nordul Europei. Da. În Olanda. Nu. Poți mai spui nu. Țara. În fine, nu contează zi așa. Scandinavă. Da. Peninsula Scandinavă. El jucând și hockey. Da. Aha. În ideea în care să îmbine plăcutul cu pasiunea. Da, da. Ideea este că adaptarea e foarte dificilă, iar mediul este foarte complicat. Când a descoperit că avea o clasă foarte variată de la 14 la 26 de ani, de vorbim de liceu, că jumătate erau din alt continent, de altă religie, care imediat au format un grup care era ostil. Că în secunda 1 a fost ăsta bruscat de unul din alt continent și a spus, am auzit despre România, bă, că voi sunteți o țară de hoți. Deci i s-a schimbat complet percepția. A doua zi eram în avion. Nu, dar ideea e că sunt locuri și locuri și în vest, să știți, nu peste tot e ca în filme. Adică și eu am un prieten, are copilul la o școală în Anglia și sunt și acolo situații cu droguri aduse la școală de copii, cu copii care umblă cu glugi și fac bullying. Mulțumesc. Și așa mai departe. Mulțumesc. Ne-a scris fratele Arianei, Fabian, care zice că are 8 ani, Ariana din Timișoara de 12 ani, care zice că vrea să plece. Și a zis și eu vreau să mă duc în Spania sau în Franța să-l depășesc pe Drăgușin. A simțit nevoia dragul de el să ne scrie. Și ne-a mai scris Ștefania, care la 16 ani și-ar dori să studieze în străinătate, poate în Italia, Franța sau Olanda, dar 100% m-aș întoarce în România. Cristian, bună dimineața. Bună dimineața, Cristian. Bună dimineața, am emoții. Da. Vă aud puțin cu ecou în mașină. Noi pe fata noastră nu am încurajat să plece, deși singură. Da. Face fizică în Olanda. Experiență proastă la facultate la noi, la Timișoara, așa că singura decizie să plece. De ce experiență proastă? În ce sens? Echipamente foarte vechi. Da. Profesorii
Deci a plecat după oportunitate de învățare și progres profesional, de fapt. S-a dus, nu, s-a dus în, timpul liber, am trimis-o eu, am avut niște cunoștințe, s-a dus pe acolo să meargă, să vadă cum... Și i-a plăcut ce a zis că încearcă. Politehnica nu i-a plăcut, adică mi-a trimis niște poze, mi-a povestit de aparatură, nu mă povestesc ce are acum în Olanda, dar... Păi asta zic, deci i-a plăcut. Deci, materiale lasă de dorit. Aha. Da, vă rog. Da, bine, mulțumesc. Valentin e și el cu noi, bună dimineața. Salut, Vali. Salut. Eu pot să vă spun că am stat 10 ani în Germania, m-am întors în 2001. Fratele mi-a plecat în Canada în 2002. Vrea să întoarcă neapărat în România, că nu mai suportă să stea acolo. De ce? Deci, pentru că e o țară izolată, nu toată lumea acolo stă în casă, copiii la școală, drogurile, marijuana e la ordinea zilei. Și sistemul medical din Canada și din America, cel puțin din Canada, vreau să vă le spun la ascultători, e dezastros, stau minim 5 ore la doctor, deci nu există 3 ore, 4 ore, minim. În Canada e sistem de sănătate public, adică din câte știu. Da, dar acolo mi-a explicat, medicii sunt ca un fel de stat în state, ei, adică nu stai mai puțin de 5 ore când te duci la doctor, ci de preferat mai bine să nu te duci decât să te duci la doctor. O experiență diferită, da. Da, și problema e că vrea să întoarcă în țară acum. Urgent. Țin pumnii. Am prieteni care s-au întors din Canada. Silvia ne spune că fiica ei de 17 ani nu-și dorește să plece afară, vrea să devină pilot de elicopter smurd în România. Ha, ce mișto. Nu știe deocamdată cum poate face asta, deocamdată s-a apucat de cursuri de planor la Deva, are 50 de ore de zbor, iar... Bun început, da. O altă opinie a lui Cris din București, pe care o regăsim în multe mesaje, spune așa: copilul meu este anul întâi la facultate în România, nu a vrut nicio secundă să plece din țară, cred că aceste plecări sunt susținute mai mult de părinți. Du-te, mamă, că acolo merg câinii cu covrigi în coadă. Dacă vrei să muncești și să te ridici, poți și aici, mai greu, dar poți. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața. Salut, Cătălin! Salut, băieți, bună dimineața! Te rog. Eu am mai multe exemple sau modele din viața de zi cu zi. Nu prea avem timp, dacă poți să compactezi. Ideea este că se poate trăi și în România. Sigur că se poate trăi, da. Atât în România cât și în afară, indiferent cine ești și ce faci. Uh-huh. Dacă vrei să rămâi în țară și poți să te adaptezi, rămâi. Dacă nu, poți să pleci în altă parte, nu se supără absolut nimeni. Atât am avut de zis. Mulțumim tare mult, Adrian e cu noi acum. Bună dimineața, salut! Adrian, bună dimineața. Dai mai încet radio, te rog. Da, te ascult. Da. Te rog. Punctul 1. Eu mă chinui să-mi primi copilul în România. De unde? De unde? Din Anglia. Și de ce vrei să-l trimiți în România din Anglia? Pentru o perspectivă pe care aici nu poate avea față de România. Deci este un lucru conjunctural. În transportul se pot face afaceri în România, aici nu se pot face așa simplu ca în România. Foarte tare. Păi, și copilul ce... Da, copilul tău câți ani are și unde... Are 23 de ani copilul, are 23 de ani, nu-i chiar copil, dar... vorbește mai rău românește, asta e singura problemă care îl împiedică deocamdată. Avem destui români care vorbesc rău românește aici, unii ajung chiar și prim-ministru la un moment dat. Da. Foarte interesantă perspectivă. Da, doi, sistemul medical, să știți că nu chiar așa cum se vorbește în Anglia. În caz de urgență, dacă se simte că ești într-adevăr urgență, intri. Eu vă spun sincer, am avut o problemă, am avut curier în piept. Ziceam, bă, nu mai pot, mă doare pieptul. M-am dus la doctor, automat, toate analizele, domnule, aveți ceva, dar nu aveți ceva grav, puteți merge acasă. Alții stau, într-adevăr, câte 3-4 ore, dacă te doare spatele, te doare, știu eu, te ține. Mai mult că așa e peste tot, că n-ai ce face sistemul public. Mulțumesc. Mai avem timp? Nu mai avem timp. Da, foarte interesant. Dar mă bucur că sunt multe telefoane care încep să spună... E diferit, dacă am fi avut conversația asta cu 10 ani în urmă, cred că ar fi sunat altfel. Dar cred că oamenii toți ar fi plecat. Încep să acumuleze o anumită experiență și cred că începem să ne relaxăm și să înțelegem, bă, până la urmă, știi, nu e chiar așa rău. Și România s-a schimbat față de acum 10 ani, adică sunt și alte, au apărut și alte oportunități, lucrurile sunt diferite. Să închem cu mesajul Dariei, care are 10 ani și spune că n-ar pleca din țară, deoarece vreau să devin primar sau președinte și să schimb această țară într-un loc mai bun, Daria din Hârșeni. Asta e atitudinea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.